A vrut să facă bani din bunuri furate, dar s-a ales cu un dosar penal. Un tânăr de 35 de ani, originar din raionul Râbnița, a fost reținut pentru sustragerea roților de la o mașină de lux. Cazul a fost înregistrat încă în data de 26 iunie. Suspectul a fost reținut abia recent. Polițiștii au fost sesizați de către proprietara automobilului. Aceasta a comunicat că și-a parcat vehiculul în curtea blocului de locuit de pe strada Independenței din sectorul Botanica, iar când a ieșit înapoi a observat că roțile nu mai sunt. Prejudiciul cauzat a fost estimat la suma de 10.000 de lei. După mai multe căutări, polițiștii au identificat și reținut suspectul. Audiat acesta și-ar fi recunoscut vina și a comunicat că a sustras roțile cu scopul de a le vinde și a obține un profit. Ulterior, bunurile au fost ridicate și urmează a fi returnate proprietarei. Actualmente, bănuitul este cercetat în stare de libertate pentru furt. Conform legislației în vigoare, acesta riscă pedeapsă cu amendă în mărime de până la 67.500 de lei sau detenție de până la 4 ani.